sunt Iuliana Pepene, iar voi urmăriți știrile zilei. Puțini șoferi știu că dacă își duc mașina în service, pot beneficia de un automobil închiriat pe toată perioada reparației. Iar autoturismul închiriat ar trebui plătit de firmele de asigurări. Tot ce trebuie să facă șoferii este să ceară. Astfel, serviciul trebuie să dea o mașină la schimb din aceeași clasă, pe banii asiguratorului. Consultați puțin legislația și veți avea numai de câștigat. A fost Ziua Internațională a Fericirii, prilej cu care a fost publicat și un top al orașelor. Cei mai fericiți locuitori sunt cei din Viena, apoi sunt neozeilandezii din Auckland și nemții din München. Dacă vreți să-i găsim pe român, trebuie să luăm liftul și să coborâm serios spre coada clasamentului. Bucureștiul este abia pe poziția 107. Se pare că am pierdut fericirea în trafic. Apropo, ce se mai întâmplă în traficul bucureștean? Iată ce a surprins un tânăr în această dimineață pe strada Mihai Eminescu. O doamnă cochetă, dar atât de grăbită încât probabil n-a avut timp să-și facă programare la cosmetică, își făcea unghiile la semafor. Cu tact și atenție sporită, șoferița a insistat cu ojă pe mâna cu care ținea volanul, ca să nu facă o treabă de mântuială. Pe o altă stradă, tot la semafor, o altă șoferiță plictisită de aglomerație și-a transformat volanul în suport pentru revista preferată, din care cita cu mare pasiune. Și ne mai mirăm că sunt probleme cu traficul. Kaspersky a dat, fără să vrea, o lovitură sub centura armatei americane. Compania care produce popularul antivirus a trâmbițat că a descoperit o întreagă campanie malware numită Slingshot. Virusul a infectat mii de dispozitive din Afganistan, Irak, Turcia, Kenya, Somalia și Yemen. S-a dovedit însă în cele din urmă că Slingshot fusese plantat chiar de armata americană într-o amplă operațiune contra teroriștilor ISIS și Al-Qaeda. Descoperirea cu care s-a lăudat compania i-a făcut astfel pe mulți militari de la Pentagon să dea furioși cu pumnul în masă. Iată și o știre bizară de la noi. Un bărbat decedat a câștigat un proces în Iași prin care cerea anularea unei sancțiuni care a dus la ridicarea permisului. Bărbatul, bineînțeles, era în viață când a dat în judecată poliția, doar că până când tribunalul a dat verdictul, a murit. Instanța a decis și ca decedatul să primească înapoi banii pe amendă, adică cei 1300 de lei. Acestea au fost știrile zilei, știți ce aveți de făcut, like dacă v-au plăcut sau dislike dacă nu. Eu vă aștept și mâine cu noutăți și nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube și să activați notificările. La revedere!